Guvernul în exercițiu solicită Parlamentului introducerea stării de urgență. O hotărâre în acest sens a fost adoptată la ședința de marți a executivului. Potrivit premierului interimar Aureliu Ciocoi, cabinetul de miniștri nu are pârghii pentru a introduce noi restricții și a cerut deputaților să stabilească durata stării de urgență. Politicienii să își asume o parte din responsabilitatea în gestionarea crizei pandemice din Republica Moldova, oferind guvernului în demisie pârghii suplimentare pentru gestionarea pandemiei. Cel puțin pentru o perioadă scurtă sau mai lungă, rămâne la altitudinea sau la latitudinea parlamentarilor să decidă pe cât timp va fi instituită starea de urgență în Republica Moldova. Potrivit notei informative a hotărârii Guvernului, sistemul de sănătate nu mai face față crizei pandemice, întrucât pe cele 350 de paturi din secțiile de terapie intensivă sunt internați zilnic circa 340 de pacienți, iar prognoza deceselor zilnice provocate de COVID-19 este de până la 100. Astfel, numărul mare de infectări, sporirea incidenței formelor grave ale bolii și creșterea bilanțului deceselor atestă tendințe de agravare a situației epidemiologice. În asemenea condiții, sistemul medical este la limită și pune în pericol protecția sănătății populației. În plus, guvernul consideră că necesitatea instituirii stării de urgență este determinată și de capacitățile limitate ale Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică în raport cu răspândirea extrem de rapidă a noului coronavirus. Menționăm că după ședința Consiliului Suprem de Securitate din 13 martie, președintele Maia Sandu a recomandat guvernului instituirea stării de urgență pentru 2 săptămâni. Totodată, șeful statului a solicitat executivului să prezinte un plan de măsuri compensatorii pentru cei care vor fi afectați de introducerea unor noi restricții, dar fără a menționa sursele de finanțare a acestora. Printre altele, potrivit Constituției, Parlamentul nu poate fi dizolvat în perioada stării de asediu, a stării de urgență sau de război.